Hei tuturor, salutare dragi prieteni și voi sunteți pe canalul meu de YouTube, Artemida Candu. Și astăzi noi deja vom pleca la Chișinău. Iar orice loc, în orice zi, eu am grijă de sora mea. Eu am grijă de prietena mea cea mai bună, Amelia. Sora mea e cea mai bună, sora mea. Sora mea e o minune, sora mea. Sora mea e cea mai bună, sora mea. Sora mea e o minune, sora mea. Mai frumoasă decât ea nu-i nimeni, nu, nu. Mai frumoasă decât ea nu-i nimeni, nu, nu. Ea mă ajută, ea mă iubește, sora mea. Ea mă ajută, ea mă iubește, sora mea. Este un copil minune, sora mea. Este un copil minune, sora mea. Sora mea e cea mai bună, sora mea. Pentru minune, sora mea. Mai frumoasă decât... Am vrut să vă zic că noi am venit la bunici, deoarece pe 17 septembrie a fost ziua bunicului meu, iar noi ieri, pe 19 septembrie, am venit la el. Așa că să nu uitați să scrieți în comentarii cât mai multe cuvinte frumoase pentru bunelul meu. Și nu uitați să ascultați noua mea piesă, Sora mea e cea mai bună. Bunelul va fi cel mai fericit om din lume dacă îi veți scrie cuvinte frumoase. Dacă îl veți felicita și voi, el va fi extravagant de bucuros. El va sări. Va alerga de bucurie, eu vă promit. Deci, eu ca de obicei pe skateboard. Eu o iubesc, eu o respect. Niciodată n-am s-o umilesc. Tot timpul când stau lângă ea, mă simt ca lângă un înger păzitor. Sora mea e cea mai bună, sora mea. Sora mea e o minune, sora mea. Sora mea e cea mai bună, sora mea. Sora mea... Încă nu plecăm. Vine mașina. Doamne, ce tare m-am speriat. Eu, în mijlocul drumului, filmez un vlog. Mă uit în cameră. Stau, mă dau cu skateboard-ul și îl țin drept în mijlocul drumului și vine o mașină cu viteză. Ce poate fi mai rău de atât? Nu știu. Scrieți în comentarii, ce poate fi mai rău de atât? Eu am vrut să vă zic că noi încă nu plecăm acasă. Mai așteptăm pentru că sora mea, Amelia, trebuie prima să se trezească și... Apoi mama va trebui să o hrănească și deja apoi noi vom putea pleca acasă. Dar mie chiar îmi place și la bunici. Parcă este mai bine. Nu că parcă, dar eu sunt sigur că este mai bine. Sora mea e cea mai bună, sora mea. Sora mea e o minune, sora mea. Sora mea e cea mai bună, sora mea. Sora mea e o minune, sora mea. Mai frumoasă decât ea nu-i nimeni, nu, nu. Mai frumoasă decât ea nu-i nimeni. Acum voi pleca în ograde. Mă urc pe skateboard și ne îndreptăm drept spre ogradă. Eu mă dau așa tare pe skateboard și când mă dădeam într-atât de tare, am apăsat pe butonul ăsta. Iată așa un fir și iată așa am căzut. Doamne, nici nu e buton! Logic! Până la urmă m-am gândit că nu voi pleca chiar în ogradă, pentru că acum va trebui să plec acasă, așa că eu îmi iau skateboardul în mână și vom pleca lângă ograda mea, mai este o ogradă, așa că ne vom da în ograda aceea. Iar apoi vom pleca iarăși la drum. Bunelul meu vorbește la telefon. Iar eu, fată nevinovată, trebuie să duc un întreg skateboard.
Mai pe scurt, dragi prieteni, eu am decis să mă așez pe skateboard și iată așa să ne dăm. Să mergem. Eu am grijă de prietena mea cea mai bună, Amelia. Sora mea e cea mai bună, sora mea. Sora mea e o minune, sora mea. Sora mea e cea mai bună, sora mea. Sora mea e o minune, sora mea. Mai frumoasă decât ea nu-i nimeni, nu, nu. Mai frumoasă decât ea nu-i nimeni, nu, nu. Ea mă ajută, ea mă iubește, sora mea. Ea mă ajută, ea mă iubește, sora mea. Este un copil minune, sora mea. Este un copil minune, sora mea. Sora mea e cea mai bună, sora mea. Eu skateboardul și plec la drum. Sora mea e cea mai bună, sora mea. Sora mea e o minune, sora mea. Sora mea e cea mai bună, sora mea. Sora mea e o minune, sora mea. Mai frumoasă decât ea nu-i nimeni, nu, nu. Mai frumoasă decât ea nu-i nimeni, nu, nu. Ea mă ajută, ea mă iubește, sora mea. Ea mă ajută, ea mă iubește, sora mea. Este un copil minune, sora mea. Este un copil minune, sora mea. Sora mea e cea mai bună, sora mea. Pentru o minune, sora mea. Mai frumoasă decât ea nu-i nimeni, nu, nu. Mai frumoasă decât ea nu-i nimeni, nu, nu. Ea mă ajută, ea mă iubește, sora mea. Ea mă ajută, ea mă iubește, sora mea. Deja m-am întors în ogradă, în sfârșit. Și trebuie să aștept ca Amelica să se trezească și noi să plecăm la Chișinău. Și încă o dată vă reamintesc că în comentarii trebuie să scrieți cât mai multe cuvinte frumoase pentru ziua bunelui meu. Deci mai bine zis că a fost ziua lui de naștere și nu uitați, eu vă implor din tot sufletul să scrieți cuvinte cât mai frumoase, deoarece el va fi foarte, foarte, extrem de bucuros. Eu vă zic sincer, eu voi filma cum bunelul meu va sări în sus de bucurie. Și desigur să nu uitați să ascultați noul meu cântec, sora mea e cea mai bună. Aceasta este coperta lui. Iar noi ne întâlnim în mașină. Noi deja ne-am pornit. Noi deja în sfârșit am ajuns acasă.